Bine te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 137, denumit Un Nou Val. Acest episod a fost înregistrat în data de 10 noiembrie 2020, într-o zi de marți, în jurul orelor 22. Și în episodul ăsta vreau să vorbesc despre noul președinte american Biden, doar foarte, foarte puțin, despre corupția conservatorilor, celor de la Tories, și despre speranța unui vaccin anti-COVID. Înainte de orice, trebuie să precizez faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Mă găsești pe Podbean, pe iTunes, pe Spotify, mă găsești și pe radio.com și pe YouTube. Melodia de fundat ce auzi în podcast este Weightlessness și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient Volumul 1 de pe site-ul freemusicarchive.org. Până una alta, să nu îi se pomenesc și pe cei de la Rand E Hub, o pagină de Facebook unde poți găsi ajutor în probleme de Brexit și de muncă și, bineînțeles, de drepturile tale în UK, chiar ca imigrant. Un alt site important este, bineînțeles, pe YouTube, dar discutăm de canalul Settled QA, unde găsești o serie de informații pentru legate de Settled Status. Și chiar au publicat ei de curând un nou film, nu uita Settled QA pe YouTube. Și cu această introducere, uite că ajungem la probabil cea mai interesantă săptămână din ultimele câteva luni de zile. Și anume săptămâna în care s-a ales un nou președinte american. În mod normal, nu ne-ar interesa pe noi atât de multe chestiuni legate de, să zicem, politica americană. Dar gândește-te că, de fapt, este vorba de alegerea unui nou lider al planetei, ca să zicem așa. Vrem, nu vrem să înțelegem, influența americană este extraordinar de mare peste tot și cine este președinte acolo îi influențează pe ceilalți oameni de pe întreaga planetă. A fost o cursă foarte strânsă, dar se pare că Biden până la urmă a câștigat. Cu Q cu Vai, că la un moment dat, după ce se vor fi finalizat toate numărătorile astea, descoperim că Biden a câștigat cu probabil 20-30% de voturi electorale din Consiliul Electoral sau ceva de genul ăsta, cu 20-30% mai mult decât Trump, iar Trump refuză în momentul de față să plece și să recunoască în mod deschis că a pierdut. Jonathan Pye, tipul ăsta, personajul ăsta comic creat de către un britanic, la un moment dat zicea, chiar sper ca Trump să nu recunoască și Trump să se plângă în continuare că e o conspirație împotriva lui, ca la un moment dat să trebuiască cei de la serviciile de securitate să-l tragă în cătușe și în lanțe de afară din Casa Albă, pentru că se pare, părerea mea și părerea multor altora, se pare că Trump a fost o influență extraordinar de negativă din multe puncte de vedere și a fost și în continuare este un individ extrem de toxic, mai ales prin atitudinea lui antiștiință, știri false, pro-conspirații și ce vrei tu, și fără dovadă, fără îndoială, existența lui ca președinte în SUA a determinat și a dus la creșterea unor grupuri din astea conspiraționiste și antimască pe toată planeta. Probabil dau prea multă vină pe el, pentru că în principiu ca ființe umane ar trebui să avem mai mult creier și să îl folosim, dar până una alta, atunci când vezi că cineva, un lider mare, promovează tot felul de prostii din astea, la un moment dat mie mi se pare normal să plasez ceva vină și pe un asemenea individ. Și cu Q cu Vai, cumva Biden a câștigat de data asta și mulți încep să critice acum că Biden nu are cea mai bună planificare, că nu este cel mai ok, că este așa, că este altfel. Adevărul e că orice îi pune în locul lui Trump, chiar și o pisică, dacă ar fi să pui acolo, o pisică care nu face nimic altceva decât să doarmă toată ziua, ori un bolovan, ori un pinguin, orice îi pune acolo, tot este mult mai bine decât Trump.
Și părerea asta mi-o mențin în continuare. Interesant lucru, am și câștigat o liră la pariul pe care l-am pus cu cineva când am spus că Biden va câștiga. Și diferența de anul ăsta față de 2016 este faptul că opoziția în 2016 era foarte puternic fragmentată și nu exista un sprijin foarte mare din partea media și a grupurilor de activiști, de exemplu. În 2020 s-a schimbat treaba. O mulțime de grupuri de activism, de la ecologie până la Black Lives Matter, până la orice altceva ce vrei tu, au început să-l susțină pe Biden, iar opoziția toată a fost cumva, inclusiv opoziția internă din Partidul Democrat, a fost cumva de acord să-l susțină pe Biden până măcar să-l treacă de perioada de alegeri. Ce s-a mai întâmplat, un lucru interesant, este că și reviste de gen Nature, Scientific American, l-au, să zicem, endorsed. Nu-i găsesc acum traducerea în limba română. Important e că l-au susținut pe Biden în mod deschis. Chiar Scientific American zice la un moment dat, în 150 de ani de zile, noi n-am participat, nu ne-am băgat niciodată în procesul politic al țărilor, al țării noastre, adică SUA, dar de data asta ne vedem nevoiți pentru că modul în care Trump amenință, să zicem, democrația și, bineînțeles, știința în genere, este incredibil de periculos. Și atunci, inclusiv reviste științifice l-au susținut pe Biden, o chestiune extraordinar de mare pe care nu vezi întâmplându-se mai niciodată și mai pe nicăieri în principiu, pentru că revistele științifice își văd liniștite de, să zicem, treburile lor, pe oriunde ar fi. Uite-te că, într-un final, Biden a ieșit câștigător, republicanii și Trump nu vor să recunoască victoria asta și fac tot felul de procese în stânga și în dreapta, încearcă cumva să deturneze procesul ăsta electoral, s-ar putea să nu le meargă, adică nu că s-ar putea, în mod sigur nu le va merge, doar în schimb ce vor reuși să facă, doar să creeze, să zicem, mai multă neîncredere în votanții republicanți. Și neîncredere în autorități, ca să zic așa. Și este foarte trist pentru că niște oameni, în numele unor ideologii, bune sau rele cum ar fi, vor să ducă cumva la diviziune extraordinar de mare într-o anumită societate și chestiile astea se răsfrâng asupra planetei. În funcție de liderul din SUA, anumiți dictatori de pe planeta asta fac sau nu fac anumite chestiuni. Și acum cu Biden la conducere, cum am spus, și o piatră dacă pui în locul lui Trump, tot e mai bine, tot e o evoluție. Cu Biden la conducere, totuși deja încep să apară mult mai multe lucruri pozitive. Omul crede într-adevăr în știință, susține anumite măsuri din domeniul economiei sociale și așa mai departe și în principiu pare un om mai normal, mai normal la cap decât tot ceea ce a fost Trump. Chiar mă plăcea la un moment dat să-l văd pe Trump, părea la închisoare pentru tot felul de fraude pe care le-a făcut de-a lungul timpului și mai ales când vezi că cineva își angajează mai toată familia, jumătate din personalul principal din Casa Albă era familia lui. Când cineva se comportă în felul ăsta cu autoritățile, atunci merită într-adevăr luat de guler și trimis undeva după gratii. Pentru că ceva de genul ăsta se întâmplă și cu Tories pe aici, cumva într-o măsură ceva mai ascunsă, dar oricum vizibilă. Și cu ocazia asta trec în următorul subiect legat de corupția Tories. În principiu, corupția Tories este scoasă în evidență mai mult de site-ul The Guardian. Sunt o serie de tabloide care doar generează scandal, la alea nu mă uit, nu mă interesează. Mai este BBC-ul. BBC-ul caută cumva să fie relativ prietenos cu autoritățile, deci de la ei nu o să afli foarte multe informații legate de corupție. Torygraph sau Telegraph, ei vor evita tot felul de subiecte controversate legate de conservatori, întotdeauna vor vorbi oricum ceva cât se poate de departe de lucruri reale și interesante din punct de vedere social. The Guardian mi se pare singura sursă care într-adevăr se duce și verifică și ia la rost și pe unii și pe alții cum se poate mai bine. Bineînțeles, The Guardian e de stânga, dar asta nu înseamnă că ceea ce scriu ei nu este adevărat. Și au scos la iveală tot felul de situații și contacte în care conservatorii au folosit bani publici să își îmbogățească prietenii, să trimită sute de mii, milioane sau zeci de milioane de
lire din banii publici în cufărele prietenilor lor. Și printre situațiile scoase la iveală sunt vreo două dintre ele. De exemplu, o firmă care are legătură cu, să zicem, Partidul Conservator a primit vreo 347 de milioane contract de legat de coronavirus, să zicem. Și este vorba de faptul că Matt Hancock este cel care a aprobat banii ăștia să se ducă către firma aia alaltă și important lucru este că era vorba ca firma respectivă să aducă, să zicem, kituri din astea de protecție și care n-au fost, să zicem, potrivite, ca să zicem așa. Și este vorba de firma Randox. A primit prima oară pe 30 martie firma asta 133 de milioane bani direcți, fără să se facă un proces din asta de licitație și așa mai departe. Știi? Și exact cum se întâmplă în contractele de atribuție directă prin România, dar făcute pe filiera PSD. Deci contractul a fost dat într-un proces închis, fără să fie publicat nicăieri dinainte și fără ca alte companii să fie invitate să își prezinte oferta. Și departamentul de Health and Social Care au cerut vreo 2,7 milioane de kituri de protecție de la firma asta Randox, pentru că ea primisese contractul direct de la guvernul UK. Și unul dintre marii, să zicem, lideri în cadrul firmei ăsteia este chiar un individ pe nume Patterson, nu mai știu cum, care este prieten cu, da, care Owen Patterson, care este și parlamentar, conservator și care, la rândul lui, lucrează cumva și pe statul de plată al Randox. Și uite așa, se descoperă că sunt o serie de legături din astea interesante, oameni din partid care sunt angajați la firme private, care firme private mai apoi primesc bani de la guvernul conservator. Asta e pe linia lui Matt Hancock. Pe altă linie, de exemplu, pe linia lui Dominic Cummings, mi se pare că este cineva pe numele ei, Kate Bingham, care a primit vreo 670.000 de lire ca să angajeze niște consultanți de PR pentru un media strategy. 670.000 de lire din banii statului a primit Kate Bingham ca să, ce? Să creeze niște strategii de comunicare. Sigur, îți trebuie atât de mulți bani să plătești pentru o strategie de comunicare și cum îi zice Dominic Cummings, deci socrul lui Dominic Cummings este angajat la firma condusă de către Kate Bingham, o firmă de PR. Și uite-te că tot așa bani se rulează prin familie. Și la un moment dat, pe mine ce mă enervează cel mai mult la conservatori, nu este faptul că îi zic că vor să susține firmele, se taie din banii folosiți în mod public pentru servicii sociale și așa mai departe. E faptul că ei spunând chestia asta, ei se folosesc tocmai de bani publici pe care mai apoi îi sifonează și bagă către prietenii lor în stânga și în dreapta. Iar The Guardian are foarte multe articole de genul ăsta. Cred că săptămâna apare câte un articol nou în care se specifică un nou mod prin care conservatorii au trimis bani către prietenii lor și au sifonat în felul ăsta fonduri publice pe bandă rulantă. Și fiecare, se pare că într-un fel sau în altul, fiecare ministru din guvernul conservator face chestia asta. Și te-ai fi așteptat, ok, susții firme sau ceva, sau crești, susții mediul antreprenorial, dar nu știu dacă este ok să susții mediul antreprenorial al prietenilor, dând pur și simplu contacte în stânga și în dreapta. Și mâine, pe mine, i-auzi pe conservatori zicând că săracii ar trebui să muncească mai tare ca să își facă o avere. Păi, tu de unde îi luau banii ăștia? Nu din taxele oamenilor. Și uite așa,
vedem că conservatorii, deși sunt de dreapta, sunt vorba aia, fanii tăierilor bugetare și așa mai departe, de fapt se comportă ca un PSD amărât. Și pe mine mă miră extraordinar de mult când aud de oameni, inclusiv imigranți, care votează cu conservatorii. Degeaba e ideologia aia super simpatică atunci când, adică de susținerea firmelor, atunci când te uiți că, de fapt, modul în care se comportă conservatorii la conducere este să sifoneze bani, să fure bani pe bandă rulantă și să mintă și să facă tot ce vor ei. Nu știu dacă laburiștii sunt altfi altfel, ideea este că n-am prins laburiști, când am venit eu am prins conservatori și am văzut că comportamentele lor seamănă foarte mult cu comportamentele PSD-ului în principiu și al partidelor istorice românești în genere, așa. Așa că, sincer, nu înțeleg de ce ar fi oameni imigranți, inclusiv români, care ar vota cu Tories. Știu că au fost și sunt în continuare mână de asemenea oameni care votează, dar de ce-i vota? În frunte cu Boris Johnson, un mincinos, un rasist pe locuri, un individ care preferă să se dea pe lângă oameni gen Trump, deși Trump n-are niciun fel de legătură cu realitatea normală, așa, și un om care este perfect de acord ca oamenii să se înconjoare cu oameni din jur, cu oameni în jurul lui, care sifonează bani. Zim, de ce-i vota așa ceva? De ce-i vota? N-am nici cea mai mică explicație. Și am un buton potrivit pentru chestia asta, știi? You are so full of bullshit! That's bullshit! Și ăsta este adevărul. Indiferent de orientarea politică, la un moment dat trebuie să te gândești că ai vrea să faci ceva din punct de vedere politic pentru țara în care ești, că ești de dreapta, că ești de stânga, dar cel mai probabil condiția numărul unu ar fi să nu minți sau cel puțin să minți prin omisiune sau ceva, dar nu minciuni din alea flagrante și a doua să nu furi. Ori asta e o problemă destul de mare pentru că se pare că prietenii noștri conservatorii nu știu să țină labele aproape, se laudă că sunt bogați, că au bani, că fac afaceri și așa mai departe, dar la fel ca Trump. Când te lauzi că faci afaceri cu statul, atunci nu mai sunt afaceri, este pur și simplu o lipeală, o sugativă ordinară și care nu merită nici un respect din nicio anumită direcție. Știi ce merită respect? Ei bine, un nou vaccin. Se pare că avem un vaccin anticovid făcut de către cei de la Pfizer în parteneriat cu BioNTech SE. Și acum despre ce este vorba aici? Este vorba de un vaccin care teoretic ar avea o eficiență de 90%. În mod normal, vaccinurile pentru din astea antigripale, de exemplu, au o eficiență de undeva 50 sau 60%. Dar totuși, uite că sunt suficient de utile și în fiecare an, în vremea lui octombrie, mă duceam și îmi făceam vaccinurile astea. Adevărul e că luna și anul ăsta n-am reușit să fac un vaccin antigripal pentru că nu găsesc pe nicăieri. Dar 90% înseamnă un lucru extraordinar de bun. Ideea este că încă nu avem datele și studiul specific, nu studiul, ci pur și simplu datele, în urma cărora au tras cei de la Pfizer concluzia asta. Dar gândindu-te că vin din Germania, sunt șanse destul de mari ca oamenii aia să fi făcut într-adevăr muncă foarte bună. Oricum să nu uităm că discutăm de faptul că mai sunt încă 11 vaccinuri în lucru în momentul de față și undeva prin 2020 cred că o să vedem mai multe vaccinuri din astea puse la punct. UK cei că a făcut o comandă de vreo 30 de milioane de vaccinuri și atunci, hai să zicem, dar fiindcă trebuie să aplici două vaccinuri la diferență de câteva săptămâni, unul de altul, înseamnă că ai vaccinuri doar pentru 15 milioane de oameni și ar fi vorba de oamenii din aziluri, cei care lucrează în spitale, poliție, armată, ce vrei tu și după aia, după ce sunt acoperiți toți oamenii ăștia până la vârsta de 50 și ceva de ani, după aia o să te pomenești că într-adevăr poți să vaccinezi restul populației. Și ei vor începe undeva când? Din decembrie, ianuarie, ceva de genul ăsta. Ideea este că o să dureze probabil prin vară, toamnă, când populația largă se va putea vaccina împotriva coronavirusului. Așa că pentru marea majoritate a oamenilor vom sări din lockdown în free time și lockdown până o să ne plictisim până în vară, toamnă, în așa fel încât să avem și noi vaccinurile respective. Dar uite că într-un final
avem și noi cât de cât un an care se termină cu ceva știri bune. Biden a ales în America, un vaccin pe rol și personal pentru mine că sunt mare fan jocuri video, Nvidia are linia de plăci video RTX 3000, foarte faină. Dar hai să continuăm cu alte chestiuni foarte interesante și de ce nu, hai să trecem la partea de informații practice. Sunt situații în care am secțiunea asta plină cu tot felul de lucruri, în alte situații chiar nu am. Și așa că hai să discutăm despre informații practice. De exemplu, când ești la plimbare și găsești oameni ai străzii, poți să ai instalată aplicația StreetLink pe telefonul tău și prin aplicația aia introduci detaliile omului străzii cu care stai de vorbă și atunci consiliile locale vor veni și vor ajuta omul respectiv, ce știu, cu mâncare, sfaturi, cu tot felul de alte chestii din astea. Când am văzut anunțul celor de la Poliția Metropolitană pe Twitter, în care făceau reclamă aplicației StreetLink, i-am întrebat, ok, vezi că Home Office-ul vrea la un moment dat să deporteze homeless-ii care sunt de origine europeană, de pe continent. Ce se face în cazul ăsta? Cum poți să raportezi în așa fel încât, dacă ăia sunt homeless europeni, să nu fie dați afară din UK? Nu mi-a răspuns nimeni, nici StreetLink și nici ăștia de la Metropolis. Dovadă că este foarte posibil ca politicile din astea home office, ostile, să zicem așa, ostile imigrației, vor fi aplicate pentru homeless-ii care sunt de origine europeană, bulgar, român, polonez, de exemplu. Dacă sunt prinși pe stradă, nu vor putea apela la consiliile locale pentru că se vor teme ca nu cumva să fie deportați. Ori problema ce ar fi trebuit rezolvată e să descopere de ce au ajuns oamenii homeless. Dar no, Home Office nu se interesează de chestia asta, ci se interesează să își facă norma de deportări, indiferent că acele deportări sunt legale sau ilegale. Și din ce am aflat eu, Sadiq Khan este împotriva deportării homeless-ilor europeni. Dar Sadiq Khan este Home Office, așa că nu știu cât de multă putere are el din punctul ăsta de vedere. Un alt sfat practic este să ai grijă la SMS-urile primite de la HMRC. Dacă primești SMS de la HMRC și ți se spune că tu trebuie să primești bani înapoi de la HMRC, nu da click pe linkul din SMS-ul respectiv. Dacă ai cont de HMRC, trebuie să te loghezi în contul tău direct și acolo o să vezi dacă trebuie să primești bani înapoi sau nu. Eu am primit înapoi la un moment dat vreo 120 de lire anul trecut, pentru că am fost informat că am plătit cam multă taxă. Și am intrat pe contul meu direct de HMRC ca să aflu treaba asta. Nu am primit un SMS și alte chestii. Când primești un SMS și te informează că urmează să primești bani înapoi, să nu crezi. Să nu crezi deloc. Deloc să nu crezi, ci pur și simplu te bagi în contul tău de HMRC. Al treilea sfat practic. De exemplu, dacă vrei să ajuți cu mâncare în zona în care stai tu, intră pe site-ul foodjusticefinder.com. Ai mâncare și probabil e prea multă, vrei să o arunci sau vrei să o donezi, intră pe foodjusticefinder.com, bagă codul tău de zip code, postal code, codul tău poștal și o să-ți dea câteva informații legate de modul în care poți să donezi în zona în care locuiești tu. Și este o informație chiar foarte faină și utilă, mai ales că în perioada asta am înțeles că șomajul în UK crește undeva pe la vreo 5%, vreo 6 milioane de firme sunt mici și mijlocii sunt afectate de lockdown-uri în special și vreo 16 milioane de oameni sunt afectați cu locurile de muncă. Acești 16 milioane de oameni, o mare parte, bineînțeles, vor primi șomaj tehnic. Dar cu ocazia asta sunt foarte mulți oameni care trebuie să renunțe la freelancing, de exemplu, pentru că n-au sprijin destul și nici bani nu pot să câștige. Prea puțini oameni de pe planeta asta sunt privilegiați ca mine să lucreze în IT, în programare, să poți sta acasă, să îți faci munca liniștit și să primești salariul așa cum era înainte. Dar cei mai mulți oameni în jurul meu sunt groaznic de afectează chestia asta și eu pot să zic că numai dintr-un noroc m-am nimerit să lucrez în IT pentru că îmi place. Dar nu controlezi prea mult ce îți place, ci pur și simplu așa se întâmplă, să-ți urmezi pasiunile, ca să zic așa.
Și uite-te cum în perioada asta sunt foarte mulți oameni afectați. Dar gândește-te, dacă 2020 a fost greu, gândește-te cum va fi 2021, că ci că chestiile astea se simt așa cu inerție după un timp. În fine, hai să mergem mai departe. Ci că pentru cei care fug de acasă și sunt situații în care copiii ar vrea să fugă de acasă, există Runaway Helpline și există un număr de telefon 116000. Și dacă suni acolo, poți să dai niște detalii despre tine, poți să îi informezi că ești ok și atunci de la Runaway Helpline ei vor lua legătura cu familia ta și le vor spune că tu ești ok. 116000. Dar fiindcă suntem deja într-un nou lockdown, la mine nu mai este niciun fel de discuție de runaway. Eu abia ies din casă, nu mă duc nici la cumpărături. O să fie asta a doua săptămână în care n-am ieșit din casă. Acum o lună și ceva, n-am ieșit timp de o lună, pentru că am făcut numai comandă online și mi-au venit produsele acasă și n-a trebuit să ies deloc din casă. Deși la categoria mea de vârstă, undeva în 30-40 de ani de zile, riscul de infectare este de 0,2%, nu, riscul de moarte e de 0,2%. Cu toate astea nu vreau să ajung să mă îmbolnăvesc la un moment dat, pentru că sunt o tonă de oameni care s-au îmbolnăvit și mai apoi au avut efecte pe termen foarte lung, cum ar fi oboseală, dureri de cap, probleme cu inima, cu rinichii, la un moment dat n-au avut miros sau gust și au trăit o perioadă extrem de neplăcută timp de vreo 3, 4, 5, 6 luni, dar fiindcă ei beau sucul preferat și la un moment dat aveau gust de motorină. Știi, și au trăit foarte vremuri extraordinar de grele. Și este ca un zar. Poți să dai de un zar bun sau de un zar rău. Nici nu știi cum va ieși toată situația asta. Așa că în perioada asta de lockdown, chiar dacă te crezi tânăr, fericit, invincibil, ce vrei tu, mai degrabă stai și tu liniștit acasă, ferește-te de oameni și nu te mai, să zicem, nu te mai pune la risc când ieși din casă. Modul în care rezolvă problema asta este să ieși cât mai rar. O dată la o săptămână, o dată la două săptămâni și doar la cumpărături și înapoi. Altfel risc să mă îmbolnăvesc și nici nu vreau să fac treaba asta. Știi, în schimb, ce prefer să fac? E bine, să mă uit la filme, joc jocuri video, ori să ascult podcasturi. Nu numai că fac podcasturi, dar și ascult podcasturi. De fapt, eu ascult podcasturi undeva de prin 2010 încoace. Am un joc pe calculator numit Fuel și ăla are o hartă foarte mare de 14.400 de kilometri pătrați și te duci cu mașina pe dealuri. Sus, jos, sus, jos. În timpul ăsta ascult liniștit podcasturi, tot felul de podcasturi care îmi plac, de sociologie, de politică, de istorie, de psihologie, ce vrei tu. Și e un timp foarte util petrecut în perioada asta pe care ți-l propun și ție. Nu asculti podcastul ăsta, nu-i nimic, ascultă alte podcasturi pentru că sunt o multitudine de podcasturi foarte interesante. De exemplu, poți să asculti și podcastul Tehnocultura pe care l-am făcut cu Vlad. Suntem la episodul 7 în momentul de față. Așa că dacă ești plictisit de mine aici sau dacă nu te-ai plictisit de mine aici și vrei să asculti mai mult din ceea ce am de zis eu, de ce nu? Caută podcastul Tehnocultura pe Podbean, pe YouTube, pe internet, pe oriunde o fi. Pe iTunes găsești podcastul Tehnocultura și acolo o să mă auzi pe mine și pe Vlad vorbind, Vlad Bănică, vorbind despre tot felul de chestii din lumea tehnologiei, internetului, mașini electrice, ce vrei tu. Așadar, asta e o perioadă numai bună prin care să te folosești de acest lockdown într-un mod util și constructiv. Până una alta, ăsta este segmentul de podcast dedicat Radio Punct. Restul o să fie după o scurtă pauză. Pe cei de la Radio Punct îi salut și le urez o zi foarte bună și aveți grijă de voi. Pa, pa! Și ca să fiu un ton cu ceea ce se spune în titlu, este un nou val. Și valul ăsta este un val foarte mare de informații în noul ăsta episod de podcast. Am găsit foarte multe chestiuni despre care am vrut să vorbesc și am atât de multe chestiuni încât probabil nu o să mi-ajungă o oră, dar am să caut să limitez. De ce? Pentru că
aveți și voi timpul vostru, ai tu timpul tău, toată lumea are timpul lor, de ce nu? Hai să vorbim puțin de limba engleză și despre cultura britanică. De exemplu, aici în show notes pe manuelcheta.com ai un link către un articol despre Winston Churchill, ci că sunt lucruri, părțile mai puțin știute despre Winston Churchill, ci că a fost un lider mai bun pentru război. Însă omul era atât de războinic încât n-a avut probleme cu acțiuni de genocid în India, de exemplu. N-a avut nici alte probleme prin care să-i considere pe alți oameni sub umani, de exemplu, de genul ăsta. Și avea tot felul de chestiuni din astea, conform regulilor de astăzi, destul de extremiste în capul lui. Într-adevăr, este văzut într-un mod idilic ca liderul puternic, omul care a luat deciziile potrivite, etc., etc., dar el ca ființă și ca decizii pe care le-a luat au fost foarte multe extrem de nepopulare, ca să zicem așa. Cumva era un ton, hai ca să nu o luăm și altfel, cumva era un ton cu modul în care se comportau foarte multe țări în perioada respectivă. Și atunci el încă mergea pe ideea de imperialism, colonialist, ce vrei tu, și atunci ce însemna aia? Bineînțeles, se duci peste alte țări și le calci în picioare. N-avea nicio problemă omul nostru. Și asta era un val al vremurilor respective. Însă, într-adevăr, este bine de știut să vezi că omul avea mai multe părți în asta foarte neplăcute și, de ce nu, să nu se ascundă. E bine să știi că, pe de o altă parte, era omul vremurilor lui. Mergem mai departe. Cum să spui nu în engleză? Și există mai multe variante, când nu zici no. De obicei, când vrei să negi sau să refuzi pe cineva, nu-i spui nu direct, îi spui sorry, I can't help, sau vei spune nope, dacă vrei să fii mai informal, ceva de genul ăsta. Mai sunt variante în care vei spune nah, care se citește nope. Sau, de exemplu, dacă vrei să fii ajutat și tu n-ai chef, în loc să zici nu, poți să-i spui I'm alright, I'm good, thanks. Știi? Dar atât. Asta e un fel de refuz. Sau poți, la un moment dat, să zici I'll pass. Vrei ceva, în loc să spui nu, zici I'll pass. I leave it for later, de exemplu. Știi? Sau mai sunt situații în care vrei să fii mai asertiv, mai puternic și atunci îi zici no way sau definitely no. Și bineînțeles, în principiu, în limba engleză, oamenii preferă o variantă mai necombativă când refuză un anumit lucru. Am văzut și un filmuleț foarte interesant legat de numele, proveniența numelor județelor din Anglia. Anglia are undeva aproape vreo 50 de județe, ceva de genul ăsta, și foarte multe cu Shire. Și e un filmuleț făcut de către Name Explain, care e un canal al unui britanic. Ca să înțelegi de unde vin numele, de ce nu, intră în show notes și afli de unde provin numele județelor din Anglia. Și o altă chestie interesantă, 20 de expresii pur britanice, gen loo, bog sau bloke. Loo e când te duci la toaletă. I'm going to the loo. Sau bloke îi spui un tip, un individ. Zici bloc. Bineînțeles, filmul respectiv are mult mai multe chestiuni în, să zicem, în el. E făcut de către English with Lucy și atunci ea îți povestește foarte bine. To budge up, de exemplu, să împingi pe cineva, să mergi mai departe, știi? Cod swallow înseamnă chestiuni prostești. Și hai să vedem ce alte expresii. Legend. You are legend. De obicei o să auzi oamenii vorbind unii cu alții. You are legend. Adică ești un om foarte bun. Sau I am skint. Adică nu am bani. Chestiile astea le înveți în timp. În timp ce stai și lucrezi cu oamenii pe aici în Marea Britanie, important e să stai între ei și atunci la un moment dat auzi niște expresii din astea. În cele mai multe cazuri, cumva te prinzi din context, ca să zicem așa. Dar și pe mine m-a apucat râsul când am auzit prima oară de Lou. Dacă nu ai treabă cu Lou, atunci în mod sigur ai treabă cu coronavirusul, pentru că eu am treabă cu coronavirusul.
Și la secțiunea noastră de magnifică de COVID-19, la cât? La nici 30 plus 20, la nici 50 de zile de când, până când UK este din UE, uite că vrem să ne ocupăm de COVID-19. Brexitul e inevitabil, ca să zicem așa, dar problemele lui, unele dintre ele sunt cumva evitabile. Probabil o să am o secțiune mai pendelete, mai ales când trecem din decembrie, ianuarie, ceva încolo. În fine, COVID-19. Chestiuni noi pe care le-am aflat, care se întâmplă în UK și care sunt legate cumva de boală. Cică, dacă pici credit check, atunci nu poți face un test COVID. Și îți dai seama, ai aplicația aia de COVID-19 de la NHS. La un moment dat ai simptomele respective, introduci detaliile tale în aplicație și ceri să faci un test COVID. Și cumva, pe undeva, se pare că aplicația aia face și un credit check undeva în fundal. Și dacă pici acel credit check, nu poți face, să zicem, un test COVID. Și credit check este făcut, în principiu, oamenilor care au un card de credit, ori un cont bancar, dar nu neapărat că dacă ai cont bancar, nu înseamnă că ai un credit history. Oamenilor care au un, să zicem, un abonament de telefon și sunt situații, de exemplu, în articolul de față, era vorba de un cuplu de australieni care aveau telefoane mobile pentru care plăteau în fiecare lună, deci nu aveau un abonament, aveau cont de bancă, dar aveau debit, nu aveau credit și atunci ei nu aveau un credit history în UK. Și pentru că nu aveau credit history în UK, ei au picat credit check-ul și atunci n-au putut primi teste de COVID. Ceea ce e o chestie foarte interesantă. Zic, de ce să ți se dea un test COVID doar dacă treci un credit check? Și aplicația asta se pare că e păcătoasă din punctul ăsta de vedere. Să zicem că vrea să stabilească că ai dreptul să primești acest test. Dar problema e, n-ar trebui să stabilească asta, ci să dea testul respectiv, mai ales că descoperi că ești într-adevăr în UK ca loc. Problema asta este că dacă omul este bolnav și nu primește testul, nu poate să confirme că într-adevăr este bolnav, chiar dacă i-a picat credit check-ul, iese undeva între oameni și îmbolnăvește pe restul. La asta nu s-au gândit ăștia care au făcut aplicația. Și este foarte trist că o tonă de lucruri din asta care ar fi trebuit să fie făcute cu cap și bine, n-au fost făcute cu cap. Mergem mai departe. Azilurile de bătrâni au fost cam relaxate în primul val și acum exagerează. Și aici este vorba de faptul că dacă foarte mulți oameni au murit în azilurile de bătrâni, acum în aziluri este foarte greu să faci o vizită, să vizitezi pe cei bătrâni și poți să-i vezi doar prin geam sau ceva de genul ăsta, în loc să se stabilească o metodă ceva mai simplă. Nu. Azilurile, gata, preferă să pună închide geamuri, uși, garduri și la revedere. Și sunt oameni în vârstă care așteaptă vizite de zile, săptămâni întregi și nu pot să primească pentru că cei de la aziluri nu vor să îi lasă pe cei din familia lor să vină în vizită. Guess what? COVID-19 și lockdown-ul a creat 45.000 de noi homeless în UK și cică o bună parte dintre ei sunt tineri. Nu știam treaba asta, deci lockdown-ul ăsta nu numai că a lovit oamenii cu salariile pe care le aveau, care nu le aveau, ci au lovit și grupurile mai tineri de oameni care la un moment dat nu au mai avut venituri, nu au mai putut plăti chirii și chiar dacă exista o regulă, un mandat de la guvern care spunea ca oamenii să nu fie aruncați în stradă în perioada asta, se pare că s-au întâmplat totuși. 45.000 de noi homeless din cauza lockdown-ului. O chestie ca asta nici n-aș fi crezut că se poate întâmpla. Dar uite că s-a întâmplat. O altă chestie care s-a întâmplat e că studenții de la Manchester University au fost îngrădiți la propriu, s-au pus garduri în jurul clădirilor, căminelor lor și li s-a interzis să plece și puteau doar să plece în cazul în care, de exemplu, aveau anumite urgențe sau puteau avea să zicem, card de identitate cu ei, ceva de genul ăsta, doar în anumite cazuri. În principiu nu li se dădea voie să plece de la cămine. Și atunci studenții au zis, bă, ne-ați prostit să venim la universitate, când puteam face cursurile de acasă. Și acum ne-ați închis, pentru că unul sau doi sunt bolnavi. Și acum ne închideți din nou cu gardurile astea. S-au enervat, studenții au ieșit și au dat gardurile, le-au dărâmat.
Și nimeni nu s-a întrebat, zic, mă, dacă zicea, trebuia să fie o întrebare foarte bună. Măi, înainte de a pune gardurile respective, poate, trebuia să te gândești că în caz de incendiu va fi foarte greu să faci evacuările oamenilor. Pentru că sunt gardurile alea acolo și oamenii se vor împiedica, se vor călca în picioare, nu? Ca să fugă de incendiu. La treaba asta nu s-a mai gândit și este un lucru foarte trist că universitățile și școlile din UK, în loc să facă, să se mute pe școală online cum ar fi trebuit, în multe locuri i-au chemat pe studenți la școală și, bineînțeles, ce au făcut, i-au închis în cămine. E un lucru extrem de trist și mă gândesc că poate, mai devreme sau mai târziu, inclusiv cu guvernul ăsta incompetent al conservatorilor și mulți alții de la universități, să plătească într-un fel sau un altul pentru asemenea, hai să zicem, cel puțin indiscreții, dacă nu mai mult. Mergem mai departe, aflăm că Liverpool începe testarea masivă a populației și ci că în alte 66 de consilii locale, în curând, se va începe testarea oamenilor pe bandă rulantă. Un lucru foarte bun. Și de la Dr. Mead am aflat că s-au folosit anticorpi monoclonali ca să îl vindece pe Trump de COVID. Dar adevărul e că numai oamenii foarte bogați și anumite instituții își permit să creeze acei anticorpi monoclonali ca la un moment dat să ajute oamenii. Dacă Trump nu avea sprijinul guvernului SUA în spate, erau șanse mari ca el să nu se vindece chiar așa de repede sau să nu se vindece deloc, ci să moară. Dar cu toate astea, Trump zice, am învins boala. Nu ai învins tu boala, știința a învins boala. Și important de știut e că dacă ai tehnologie și banii necesari, ci că anticorpii monoclonali, într-adevăr, pot să ajute în lupta împotriva COVID-ului. Și lăsăm acum monoclonalii la o parte, mergem mai departe, la actualitatea britanică și londoneză. Sunt destul de multe lucruri de specificat și aici, ci că pe 8 noiembrie 2020 s-a sărbătorit Remembrance Day. S-au celebrat eroii din Primul Război Mondial. Bine, eroii din Primul Război Mondial, familiile lor, sacrificiile făcute de oameni, de civili și așa mai departe. Dar pe 8 noiembrie 2020, duminică, a fost Remembrance Day. Și de data asta au fost destul de puțini oameni. De fel, la tot felul de evenimente de genul ăsta, ar fi fost o mulțime de oameni, o mulțime de eveniment, cum să zic, de prezentări, ca să zic așa, dar de data asta a fost un cadru foarte restrâns din cauza COVID-ului. 2020 este, într-adevăr, un an epic, istoric, care va fi ținut minte, probabil, pe următoarele sute de ani. Mergem mai departe. Apropo de faptul că va fi ținut minte pe sute de ani de zile, cum te simți făcând parte dintr-un eveniment istoric major? Așa, doar ca idee. Mergem mai departe. Ci că sunt lupte ilegale în Londra, prin ringuri, se bată ăștia pe undeva ascunși prin subsoluri și mi se pare că sunt și români care luptă la asemenea meciuri ascunse. Am un show notes, un articol care duce la adevărul și povestește despre doi clujeni care au ajuns să se lupte în ringurile astea de lupte ilegale undeva ascuns în subsolurile Londrei pe undeva. De fel, cine știe, sunt șanse mari ca cei care lucrează în construcții să știe de asemenea lucruri. Unde exact și cum se întâmplă nu mă interesează pentru că nu este mai cup of tea, cum se spune. Mergem mai departe. Bank of England ci că injectează 150 de miliarde de lire în economie. Și cu ocazia asta, ci că ar trebui să ajute cu creșterea economică, se pare asta. Dar, nu. Important e că există niște bani care pot fi injectați în economie. Și mi se pare că în total cu lockdown-ul și cu banii care ar trebui să fie ajuns la firme și la oameni, s-au cheltuit până acum sau se vor cheltui până prin martie undeva pe la vreo 300 de miliarde de lire. Miliarde, nu orice. Mergem mai departe. O veste bună, am aflat că dinozaurii de la Crystal Palace vor fi salvați. Când te duci în Londra, în parcul Crystal Palace, la un moment dat găsești o zonă plină de dinozauri,
dar nu orice fel de dinozauri, ci construiți din beton, mi se pare. Și au fost construiți undeva prin secolul XIX, după 1850 încolo, când abia se înțelegea care era treaba cu dinozaurii. Și, bineînțeles, modul în care sunt construiți dinozaurile ăia sunt în forma unor șopârle de alea uriașe, pentru că așa credeau inițial oamenii, că dinozaurii erau șopârle uriașe care se trăgeau pe pământ, un fel de crocodili supradimensionați. Și de curând cineva a stricat vreo doi dinozauri din aia, nu știu, s-a dus și a rupt botul unui, a rupt laba de laba unui altui dinozauri. Măi, cineva care chiar avea treabă cu dinozaurii aia. Și se pare că dinozaurii de la Crystal Palace vor fi salvați pentru că s-au rezervat niște fonduri, cred că 1-2 milioane de lire, ca să fie reconstruit și reamenajată toată zona unde vezi dinozaurii. Mergem mai departe. O chestie foarte faină ce am aflat de curând este faptul că în Wakefield, în localitatea Wakefield, s-a pus o placă albastră pentru Mary Wheaton. Wheaton era să zic, dar Mary Wheaton. Mary Wheaton, la un moment dat, era... Ea învățase sau a predat niște materii fici copiilor unui vicar, sau ce mai era omul ăla, da, un vicar. Omul ăla n-a vrut să plătească și atunci ea, în mod public, l-a făcut mincinos pe individ. Și prin 1850, în perioada respectivă, 1830-1850, când o femeie făcea scandal în public, era considerată nebună. Și femeia, Mary Wheaton, a stat 41 de ani în azilul Wakefield, din Wakefield. Și atunci, de o perioadă bună încoace, de ce știu, câteva decenii încoace, a apărut un curent prin care în UK se uită peste tot unde sunt puse plăjina asta albastră și sunt celebrați bărbați, și atunci ONG-ul ăsta, mi se pare condus de către Sarah Cobham, are ca scop crearea de plăci albastre pentru femei care au făcut ceva special în perioadele în care existau oamenii care au primit și ei, bărbații care au primit și ei la rândul lor plăcile astea albastre. Cumva de ceva de genul, dacă sunt 10 plăci în Londra, albastre pentru bărbați, să fie 10 plăci pentru femei. Și este o idee bună, pentru că de-a lungul timpului și femeile au participat la tot felul de proiecte, fie culturale, științifice, matematice, ce vrei tu pe acolo. Așa că e bine să iei și să consideri, să iei în considerare și lucrul ăsta. Mergem mai departe. Ce am aflat de curând este că Sainsbury's închide 450 de magazine, dar nu orice fel de magazine, ci este vorba de magazinele Argos. Și Sainsbury's nu 450, ci 420 de magazine Argos, și cu ocazia asta se pierd 3500 de joburi. Și se mai pierd multe, multe, multe alte joburi, pentru că de Argos depindeau alte afaceri și alte afaceri, și cu fiecare afacere închisă nu se pierd joburile numai din afacerea respectivă și chestiuni conexe, știi? Și 3500 de joburi pierdute în 420 de magazine Argos. Nu știu dacă nu cumva alea sunt toate magazinele Argos, chiar n-am idei. Bun, o știre ceva mai bună este că Virgin Media va avea internet de 1 gigabit în iarna lui 2020 în ceva locuri. Ei n-au precizat exact unde vor aduce internet de 1 gigabit, dar și aici unde suntem noi, ci că avem internet de 100 de megabit și funcționează bine, nu mă pot plânge, dar e posibil ca în câteva luni de zile să aducă într-adevăr de 1 gigabit în casa în care stau eu în chirie în momentul de față. Ceea ce e un lucru bun, pentru că chiar și internetul de 100 de megabit câteodată nu este chiar suficient. Stai nu știu câte ore. 3, 4, 5 ore să downloadezi un joc. Și dacă vrei să downloadezi un joc din ala mare, cum e de 250 giga, stai o zi întreagă. Așa că la 1 gigabit pe secundă ar fi foarte bun. Abia aștept să vină un internet de la rapid, pentru că mi-e dor de internetul bun de la I Love Dogs, unde aveam 1 gigabit și într-adevăr la 1 gigabit puteai downloada și cu 120 de megabytes pe secundă.
un film îl downloadai în 5, nu, în 10 secunde, să zicem. Foarte, foarte repede. Mergem mai departe. Ce am aflat de curând este că investigația de la Grenfell, aia cu incendiul în care au murit 60 de oameni, întâmpină refuzul unei firme franceze care nu vrea să ofere detalii tehnice ale materialelor folosite pentru fațadă. Și, practic, investigația din UK are nevoie de ceva detalii tehnice de la firma care a furnizat acele plăci care, până la urmă, a dus la moartea oamenilor. Și firma franceză zice, nu vă dăm detalii, nu vrem să vă dăm detaliile astea tehnice. Și este foarte trist că se întâmplă un asemenea lucru, mai ales când au murit atât de mulți oameni. Este posibil că ăia de la firma din Franța nu vor să specifice detaliile astea, tocmai pentru că nu vor să fie cumva și ei băgați la închisoare, pentru că, cine știe, posibil să fi făcut ceva greșit cu plăcile respective. Nu se știe. Și o altă chestie la actualitatea britanică și londoneză, am aflat de curând că un jurnalist fals a fost condamnat pentru fraudă. Ce se întâmplă? Omul deschisese un website care spunea site-ul, cum îi zice, frate? Stai să mă uit acum. Zice North East Alternative News și zicea că el are știri efective, dar el de fapt lua știrile de la un alt site de știri pe bune, care avea jurnaliști angajați, de Northern Echo. Și atunci omul nostru lua de la Northern Echo copy-paste cu imagini, cu ce vrei tu, și le punea pe North East Alternative News. Și la un moment dat ăștia de la Northern Echo au făcut reclamații la Consiliul Local. Consiliul Local, care are o subdiviziune numită Trading Standards, l-a luat pe ăsta la rost și a zis, băi, nu este ok să copiezi ce pe un site, să-l pui pe site-ul tău. Și mi se pare că i-au dat ceva amenzi, nu știu acum dacă este prevăzută și o pedeapsă cu închisoare sau ceva. Nu. Se pare că este prevăzută doar o amendă, a plătit în total vreo 750 de lire. Și n-a primit donații, nu nimica. Omul copia știri din alte părți și la final de articol punea un mesaj gen donează pentru că este foarte greu să faci jurnalist de calitate. Du-te mă, ce atâta jurnalism de calitate dacă copiezi de ce au pus alții pe site? Și uite că a fost un caz care a fost prins și a câștigat, să zicem, notorietate în toată Anglia. Știi ce mai are notorietate în toată Anglia? Ei bine, viața în sănătate. Următoarea secțiune. Cică, prin bare, prin Greenwich Borough. Se pare că lei din London, până la urmă, a ajuns în borough, în sector, nu sector, în districtul în care am locuit și eu, care este foarte mare, ceva de genul Brașovului, ceva de genul ăsta. Și ea a explicat ce lucruri poți să le faci prin Londra, prin Greenwich. Și, bineînțeles, Greenwich Park, care trebuie neapărat vizitat, este Greenwich Market, care la fel trebuie vizitată, și sunt muzeele Maritime Greenwich Museum, care este foarte interesant, am fost de vreo câteva ori pe acolo și au avut la un moment dat inclusiv o expoziție cu despre astronauți, astronautică și așa mai departe. Așa că Lady din London urmărește filmul pus de ea pe canalul de YouTube și avem linkul în secțiunea Viața în Sănătate pe manelcheța.com. Cică, dacă vrei să mănânci ciocolată caldă în Londra, se pare că ar fi 5 locuri foarte interesante. O cunoștință de-a mea, Lina, de pe Facebook, mi-a trimis linkul celor de la, cum îi zice site-ul lui, fratele meu? Food Insider, pardon, uite cum am putut să uit, Food Insider. Și dacă vrei să mănânci ciocolată caldă din locuri foarte faine, caută Dark Sugars. Un alt loc este Said Dal 1923, după aia e Mama Sons și mai e Chin Chin Labs, dar se scrie în limba, se scrie Kin Kin Labs, Chin Chin Labs. Deci Dark Sugars, Said Dal 1923, Mama Sons și Chin Chin Labs. Sigur vreau să le vizitez pe asta. Adevărul e că mi-am făcut deja o listă extraordinar de lungă de lucruri pe care vreau să le vizitez când am scăpat de nenorocită asta de coronavirus, de boală.
Uite o chestie foarte faină, Tessa Dunlop, în seria ei Who is Romania, a făcut un nou episod despre Mihail Sebastian, scriitor de renume internațional. După cum am mai spus, Tessa Dunlop este istoric britanic, căsătorită cu un român și este unul dintre cei mai buni ambasadori români pe care îi avem. Mergem mai departe. Am descoperit un nou canal de YouTube numit Sandra Viața în UK și spune 15 lucruri care au șocat-o legată de englezi. Printre lucrurile respective e Hi, are you right? Care nu înseamnă că într-adevăr vrea să știe ce faci și doar răspunsul potrivit este Yes, how are you? And you? Și mai e o altă chestie, britanicii vorbesc foarte mult despre vreme, indiferent de situație. Și cam asta ar fi. Mergem mai departe la alte chestiuni foarte interesante de viața în sănătate. Cum arăta Greenwich Park dimineața pe 7 noiembrie? Și am văzut o poză pe Twitter foarte, foarte interesantă. Era cam ceasă pe atunci, dar o poză foarte interesantă. Un biciclist plimbându-se pe strada principală din Greenwich Park. Și ăla e un alt loc pe care iarăși vrem să-l vizităm după ce scăpăm de toată teroarea asta. Mergem mai departe. Canary Wharf se luminează din nou de sărbători. În fiecare an de sărbători, Canary Wharf are tot felul de expoziții din asta de lumini prin zona districtului financiar, ca să zic așa. De obicei sunt undeva până pe la vreo 20-25 de puncte de atracție din jurul Canary Wharf, care au expoziții de lumini în tot felul de moduri interesante. La un moment dat, mi se pare, cred că anul trecut sau în celălalt an, nici nu mai știu exact, era cu o expoziție cu un text în limba română, Mi-e dor de tine. Chiar în Canary Wharf. O chestie foarte interesantă. Și acum, cum e lockdown, nu știu când și cum o să ajungem pe la Canary Wharf anul ăsta, dar e interesant că în continuare sunt expozițiile astea de lumină și sunt foarte faine. Mergem mai departe. Urmăresc un cont foarte fain de YouTube, de Twitter, numit Iron Visits. Și el din când în când mai pune poze din asta cu Londra, cum arăta în vremurile vechi. Și, de exemplu, o poză făcută în 1917 în zona Kingsway și Holborn. Și în 1917 se văd mașini din astea, de fapt, double-decker, autobuze double-decker, dar cu roțile alea subțire, în stilul ăla vechi de demult. Și astea double-deckere nu erau acoperite pe partea de sus, ci erau libere. Merge cu fruntea în vânt, ca să zicem așa. Și oamenii din fugă se urcau în autobuzele astea double-decker. Și poți să vezi pe anumite locuri, inclusiv oameni cu căruțe pe străzile alea, mașini amestecate cu căruțe și așa mai departe. Și reclame pe acele autobuze double-decker. Foarte interesant. Iron Visits pe YouTube. Pe Twitter. Iron Visits pe Twitter. Și o altă chestie foarte interesantă pe care vreau să mai pomenesc este faptul că în 8 luni de zile România au trimis în țară 2,2 miliarde de dolari. Este un articol scris pe alefnews.ro și un articol pe care l-am văzut pe zosa.ro inițial. 2,2 miliarde de dolari trimiște români din sănătate în România. Asta ca să nu mai auzim comentarii noastre din partea românilor din țară că diaspora e nașpa. De unde? Cu atâtea miliarde de bani trimiși de diasporeni în țară ar trebui să fie primiți mai bine, dar nu sunt așa. Nimeni nu așteaptă proșternere, dar nici nu așteaptă să fie tratați ca niște gunoaie, cum a fost în cazul ăla la primul lockdown în România. Să nu vină că ne infectează. Dar banii au fost buni, nu? A, dracu, să fie chelea pe voi. Și mergi mai departe, am aflat de curând de la Tom Scott 5 lucruri pe care nu le poți face la televiziunea britanică, orice fel de televiziune britanică, ci că în emisiunile respective n-ai voie să faci hipnoză, n-ai voie să ceri plată pentru jocurile olimpice, n-ai voie să prezinți știri false, n-ai voie să faci transmisii fără subtitrări și n-ai voie să afișezi mai mult reclame, mai mult de 12 minute pe oră, maxim.
Bun lucru de știut. Dacă vedem știri false pe la televiziuni, să le raportăm. Dar în principiu n-am văzut chestii de genul ăsta. Cel puțin n-am văzut în UK, cel puțin ce ține de televiziune. Că sunt într-adevăr știri false și mizerii din asta ordinare în tabloide, da, asta e perfect adevărat. Dar la televiziune mai puțin. Și o ultimă chestie la viața în sănătate, dacă vrei să descoperi bicicleta când îți este furată și dacă îți plac bicicletele electrice, de ce nu, poți să iei biciclete de la Van Moof. Van Moof. Că ăștia de la The Guardian au scris un articol despre cei de la Van Moof. La un moment dat s-a furat o bicicletă și atunci ce au trebuit să facă? Doar să caute prin GPS semnalul bicicletei și au aflat-o, au găsit-o undeva nu foarte departe de locul unde fusese bicicleta și au putut să o recupereze. Foarte interesantă figura asta. Și adevărul e că chiar dacă nu ții bicicleta electrică, tot ar trebui să ai un sistem GPS prin care să-l protejezi. Plus că o altă chestie importantă care trebuie făcută este să treci bicicleta în bike register. Nu știu dacă găsesc un link acum, dar în principiu dacă îți înregistrezi bicicleta în bike register, plătești undeva între 10 și 30, 12 și 30 de lire, îți înregistrezi bicicleta acolo, ți se dă un cod de boare și poți să-l pui pe mașină, pe bicicletă. Și la un moment dat când se fură, este mai ușor să-ți recuperezi bicicleta. Acum depinde cât de mult ai pe bicicletă și cât de mult îți pasă de ea. În principiu, deocamdată nu am fost prea pasionat să pedalăm în Londra, dar este mai puțin periculos decât în Brașov, de exemplu, să pedalezi prin Londra pe biciclete. Dar dacă vrei biciclete electrice, de ce nu? Du-te la Van Moof. Și terminând cu Van Moof, am ajuns la finalul noului episod de podcast. Cred că la un moment dat ar trebui să pun mai puține știri și mai multe comentarii. Chiar aș aștepta să aud părerea voastră, să-mi spuneți ce v-ar interesa să ascultați mai mult. Actualitatea britanică, viața în sănătate, informații practice, limba engleză, cultură britanică. Adevărul e că într-o oră este destul de greu să adaugi sau să compim toate chestiile astea, dar adevărul e că toate linkurile pe care le pun sunt linkuri care mă interesează la un moment dat să le descoper, să vorbesc. Sunt partea interesului meu general, ca să zic așa. Și atunci este destul de greu să mă hotărăsc când vreau să tai sau să pun un link în show notes, pentru că sunt foarte multe chestiuni despre care aș vorbi, să zicem, în felul ăsta. Dar hai să ne oprim aici. E o oră deja de podcast, ne ajunge, este al doilea podcast al meu pe ziua de astăzi, nu mai am glas. Așadar, până data viitoare ne mai auzim. Acesta este episodul 137 din podcastul Un Român în Londra. Eu sunt Manuel Cheța. Am vorbit despre noul vaccin anticovid, despre noul președinte american Biden și despre corupția Tories, bineînțeles despre multe alte lucruri în podcastul ăsta și sper că îi ajute și pe cei din România și pe cei din UK, pentru că am înțeles că undeva jumătate din ascultători sunt din România și jumătate sunt din sănătate. Așadar, sper că îi ajută pe toți și chiar aș avea nevoie de un feedback de la voi să-mi spuneți, ok, care părți v-ar interesa mai mult și pe care aș putea să le dezvolt mai mult de-a lungul timpului. Până una alta, eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Să fii sănătos și ai grijă de tine! Pa!